Bună dimineața, dragilor! Haideți că mi-am făcut un pic de timp, în sfârșit, și pentru voi să vă ajut cu câteva sfaturi despre cum trebuie să vă scurtați unghiuțele optim și să zicem cât de cât mai ușor față de cum ați fi făcut-o dacă vă chinuiți singurele. O să vă spun întâi de ce anume avem nevoie. Pentru start, o pilă. Indiferent de care este ea, a mea este o pilă care este deja folosită, am folosit-o la alte unghiuțe, da? De ale mele. Nu este neapărat obligatoriu să o aveți la fel, știu că unul dintre voi aveți deja pile pe care vi le-am dat eu, altele nu, dacă nu, poate reușiți să vă achiziționați, în cazul în care nu reușiți, vorbim și vă fac eu o comandă. Pila asta este pe parte mai dură, pe parte mai fină. Cu partea cea mai dură o să scurtez din unghie, iar cu partea mai fină voi pili pe laterale sau în zona mai aproape de pe unghie. Următoarea este o pilă de sticlă. Am pus cam tot ce ar avea omul la îndemână prin casă, fără să aibă neapărat o trusă specializată, da? Asta e o pilă metalică, o unghieră, un forfec și un pusher. Asta în cazul în care o să vreți să vă curățați și cuticula sau în cazul în care o să vreți să vă mai tăiați câte ceva de pe margini care vă deranjează. Dacă aveți vreun colțișor, vreo pielicică ce vă incomodează. Și un ulei de cuticulă. Bun, prima oară o să încep cu scurtarea unei unghii migdală, pentru cele care aveți migdală. Așa cum le-am și eu, după cum vedeți, unghiile arată destul de rău. Sunt păpate pe aici, pe acolo, unghiuțele mele. La asta abia aștept să vă arăt cum trebuie să faceți. A suferit o extorsiune a unui degajament. Sunt sigură că și voi mai aveți așa. Bun, în cazul în care aveți extensii pe dedesubt, se formează șanțul acesta, care acest șanț o să vă deranjeze exact aici în colțuri. La unele unghii e mai gros, la unele mai subțiri, depinde cum mai subțire, depinde cum l-am construit. La mine e destul de nasol construit, sper că la voi arată mai drăguț. Așa o să vă arăt și cum să piliți marginile acestea ca să nu mai deranjeze pe interior. Bun, prima oară. Aș vrea să înțelegeți că poate veți fi tentate să piliți unghia cu pila dreaptă. Dacă eu aș face lucrul ăsta și aș pili unghia cu pila dreaptă, voi avea ca rezultat, uitați, un vârf destul de gros. Și atunci, recomandarea mea este ca voi să vă băgați pila pe dedesubt, pila să fie oblică, da? Undeva la 45 de grade, și să piliți așa, așa scurtăm unghie. De ce? Pentru că la final, după ce am terminat de pilit, să avem un vârf subțire. Ce o să observați voi? O să observați că forma unghiei se modifică, da. În primul și în primul rând, unghiile care sunt mai ascuțite o să devină mai rotunde, da. Pentru că unghia noastră crește, ea din drept, cum era acum, se duce în jos. Și atunci eu va trebui să pilesc și pe dedesubtul unghiei, pe lateral, fără să mă duc aproape de unghie, ci doar pe vârf, dinspre latură către vârf.
în partea asta la alta. Ia uitați, aici am și o găurică. Și o spilesc până când găurica respectivă ajunge la nivel cu restul unghiei. În momentul în care o să fac mișcarea asta așa, când te uiți din lateral, se vede că marginea mea nu este groasă, marginea este tăiasă. Chiar dacă mă uit pe dedesubt, unghia mea rămâne groasă. Pentru faptul că am pilit-o pe dedesubt, o să pot să-mi folosesc unghia fără să mă proptesc în ea ca într-un bond. Da? Pilirea, când o facem, o facem dintr-o parte în alta și aș putea să merg un pic și pe vârf să-mi dau formă la unghie. Doar că s-am grijă, uitați, deja i-am dat iar grosime în vârf și intru pe dedesubt și o pilesc. Bun, acum unghia asta a mea este mai scurtă decât celelalte, nu este perfect dreaptă. Mă rog, în schimb, aș vrea să observați un lucru. Ea nu mai este la fel de ascuțită ca și celelalte, pentru că nu are cum să rămână la fel de ascuțită. Cele ce aveți unghiile care sunt deja un pic mai rotunjoare, asta înseamnă că o să iasă și mai rotunde. Cele ce le aveți ascuțite, o să iasă mai migdalate sau mai ovale. Așa că să nu vă stresați, nu vă supărați, lăsați-le așa pentru că sunt ok. În cazul în care doriți să faceți scurtarea asta fără să intrați în culoare, fără să vă juliți suprafața unghiei, dacă pilim pe dedesubt, da, o să aveți un rezultat ok. În momentul în care aș vrea să-i modific forma unghiei, va trebui să o pilesc și pe suprafață, să-i pilesc toată culoarea și atunci aș putea să intru pe părți, să o mai îngustez și să transform unghia dintr-o formă mai ovală sau migdalată într-o formă ușor mai ascuțită. Bun. Pentru cele ce aveți forma de migdală rusească sau pipe, mie harmonica și nu mai știu care mai sunteți. Cam așa, da? Cam asta este terminația formei voastre privită din lateral. În momentul în care faceți pilirea, vă întoarceți unghia către voi, cu fața către voi, pila la 45 de grade și pilit pe dedesubt drept. Ca să vă păstrați forma, vârful. Dacă sunteți un pic atente, pila mea merge un pic și stânga-dreapta, chiar dacă mișcarea este înainte și înapoi, culc și ridic pila, astfel încât să ajungă un pic și pe laturile stânga-dreapta. Bun, și am scurtat unghia. Problema este la fel, că unghia crește în jos și atunci și laterala de aici, pe care noi o numim laterala inferioară, se duce în jos și un pic trebuie să băgați pila să mergeți cu ea drept pe laterala inferioară, ca să vă păstrați forma. Bun, și o să fie același principiu, marginea este tăioasă, ascuțită, în schimb ea va fi groasă pe interior, da? Bun, dacă am aici colțul care mă deranjează, v-am zis că există posibilitatea să vă rămână colțuri pentru la extensii. Și atunci eu o să bag pila pe lateral, nu merg cu ea dreaptă, așa cum v-am arătat mai devreme, ci o bag un pic pe dedesubt.
pentru a pili doar partea din interiorul unghiei. În cazul în care unghia voastră este destul de groasă, puteți să încercați cu o pilă metalică, nu mai subțire, care să intre mai bine, da? Deci asta este laterala unghiei mele și pila cum a intrat pe dedesubt. Așa, și acum colțurile acestea o să le pilim până dispar. Ele nu o să dispară de tot, pentru că nu sunt pilite cu freza pe interior, da? Dar o să se pilească suficient cât să nu vă agațe, da? Ca să puteți să prelungiți durata de viață a unghiuțelor voastre. Bun. Pentru cele care au unghiile pătrate sau balerin. Aici este un pic complicat. În cazul în care o să aveți unghia pătrată sau balerină, dacă o ați curta-o ținând pila dreaptă, exact așa, se produce un singur lucru, ea se pilește foarte drept, dar vârful se îngroașă. De ce? Este cumva normal, pentru că unghia pe vârf este foarte subțire. Cu cât mergem către mijlocul ei, ea devine din ce în ce mai groasă. Apoi, de pe fostul mijloc al unghiei către cuticulă, ea devine la fel subțire. În cazul în care aveți balerină sau pătrat, aveți două variante. Ori piliți așa, pe drept, și apoi începeți să piliți din grosimea unghiei și din culoare, ca să ajungeți la un vârf mai subțire, și atunci genul de aspect pe care o să puteți să-l dați unghiei voastre o să fie de unghie naturală, culoarea sau ce aveți pe ea va dispărea, ori puteți la fel să puneți pila oblic pe dedesubt undeva la 45 de grade înclinare și să vă piliți unghiile transformând forma din pătrat sau balerină într-o scovăl sau într-un pipe. Uitați. Acesta ar fi unul dintre rezultate. Știu că voi sunteți un pic stresat acum pentru că la pătrat, în momentul în care umbli la el, se modifică forma și voi vroiați poate neapărat pătrat. În cazul în care vroiați neapărat pătrat și nu iesă nicio altă formă, nici scovăl, nici balerină, nici nimic altceva, mergeți cu pilirea pe drept, pe pătrat. Da, veți avea ca rezultat un vârf îngroșat și atunci mai aveți ca variantă să vă desprindeți hârtiuța aceasta de pilă, orice pilă, a mea e metalică, dar orice pilă pe care o aveți la îndemână, din aceasta cu carton, poate fi smulsă de pe plasticul pe care este ea fabricat și înfășurat pe orice. Poate pe un cap de pensulă, pe o coadă de pensulă, poate pe o margine de creion, dacă nu aveți nicio pensulă la îndemână. Și încet, cu mișcarea dinainte și înapoi, vă piliți interiorul unghiei, făcând-o astfel mult mai subțire. În momentul în care facem pilirea asta, ar trebui să intre
pensula instrumentul către buricul degetului. Cam asta e mișcarea. Bun. Treaba asta presupune un pic mai mult timp decât o pilire normală. Dacă mă întrebați pe mine, varianta cea mai avantajoasă pentru unghiile pătrate ar fi să le scurtați cât mai mult și eventual în momentul în care ajungeți la mijlocul unghiei și vârful devine din ce în ce mai gros, să începeți să piliți și suprafața unghiei, subțiindu-o, pentru că mi-aș dori ca voi să vă dați unghiile jos prin creștere, adică să așteptăm să crească toată zona asta, iar noi în timpul ăsta, în fiecare săptămână, să pilim câte un milimetru, maxim 2, din lungimea unghiei false. În momentul în care eu voi opta pentru varianta asta de îndepărtarea unghiei prin așteptarea creșterii ei, o să mă asigur că unghia este cel mai sănătos întreținută sau îndepărtată. Da? Cel mai dificil este atunci când voi începe să vă piliți toată suprafața, unghia naturală să rămână goală fără produs și riscul este să vă piliți și unghia naturală. De asta eu mi-aș dori să vă faceți aceste scurtări, aceste întrețineri singurele, în așa fel încât să aveți totuși unghiile în continuare cele false atașate de unghia naturală pentru a-i conferi cât de cât rezistență. La un moment dat, din cauza greutății, pentru că cel mai mult material este în zona de vârf, da? Partea aceasta fiind foarte subțire, nu se mai suporte toată greutatea care se duce pe vârf. Dar odată cu creșterea unghiei, tot materialul care stătea pe placa unghială acum va fi spre vârf. Și în cazul în care voi nu le scurtați în fiecare săptămână, rezultatul o să fie din cauza greutății, se vor apleca în jos, se vor produce forțele acestea asupra lor și probabil se vor desprinde de la zona cuticulei sau vor pocni de aici, de la sfert sau de la zona de stres, de la jumătate. Depinde cât de mult este crescută unghia naturală. Știu că nu este cea mai drăguță variantă pe care voi vreți să o ascultați și că cea mai drăguță variantă ar fi să ne găsim, dar deocamdată trebuie să vă descurcați singurele până la noi ordine. Bun. În cazul în care, să zicem că vrea una dintre voi să își dea unghiile jos complet, o să începeți, bineînțeles, prima oară prin pilirea culorii. Și cum fac treaba asta? De pe mijloc mă duc până pe vârf. Vă duceți cu pila până sus pe unghia naturală. Am făcut ca o urmă, da? Pe mijloc. Și vin și cu al doilea strat de pilire. Și deja ce observ că culoarea mea se îndepărtează. O să insistați numai acolo unde a mai rămas, pe burtică. Da? Acum de material e pe burtică. Așa. Apoi următoarea etapă. Fac aceeași mișcare de sus și până jos pe lateral. În două, trei mișcări. Și în partea opusă. Și acum ce o să trebuiască să fac este să pilesc exact pe margini, pe unde mi-a mai rămas această culoare. Bun.
ce observ? Că mi-a mai rămas doar zona cuticulei, o suprafață destul de mare de culoare, dar pe care mi-aș dori să o pilesc o pilă mai fină și cu mai multă atenție, da? Adică dacă pe restul unghiei puteți să piliți destul de dezordonat și destul de apăsat, aici mergem din aproape în aproape, cu mișcări rupte, adică mișc de 2-3 ori, mă opresc. Mișc de 2-3 ori, mă opresc. Și fac treaba asta până când zona cuticulei devine din ce în ce mai puțin colorată, da? Fâșia respectivă devine din ce în ce mai fină. Uitați aici, deja mi-am pilit unghia naturală. Până la unghia naturală. Trebuie să aveți grijă, da? Este foarte, foarte ușor ca voi să depășiți linia asta fără să vă dați seama și să piliți mai mult decât trebuie, respectiv să piliți unghia naturală. Este exact lucru pe care eu nu mi-l doresc să-l faceți. Chiar de asta vă recomand ca scurtările pe care le faceți să le faceți des, fiecare săptămână, nu mult, 1 mm, 2, o să vedeți ce mult vă ajută. Poate că pare prea puțin inițial și că de fapt ați vrea să vi le scurtați la jumătate, dar de fapt 1 mm, 2 sunt suficiente. Acum nu mai știu din ce poziție îți vă mai arăt. Mi-am pilit un pic și degetul. Voi aveți grijă să nu faceți treaba asta. De alta eu nu pot să văd din cauza telefonului. Mă uit prin el la unghii și mai mult fac pe tâșbâit ce fac eu aici. Bun. Ce mă mai interesează pe mine să înțelegem? Ia uitați, dacă sunteți foarte atenți, o să vedeți că mie aici pe lateral mi s-a umflat materialul, prins aer, sau cum vreți voi să-i spuneți. Ceea ce înseamnă că în cazul în care pățiți ceva de genul ăsta, varianta este să piliți toată zona respectivă, dar nu pilind așa pe unghia naturală, ci mai înapoi a zonei în care gelul este desprins. Orice suprafață care este desprinsă de pe unghie trebuie pilită, nu trebuie lăsată acolo. Varianta cu lasă că o lipesc eu cu super glue o să meargă fix o zi, două, trei, mai mult decât atât, în afară că nu o să meargă, nu o să țină, vă mai prindeți și vreun drac de bacterii pe acolo. Așa că cea mai bună variantă pentru voi este să piliți unde materialul este desprins de unghia naturală. Bun, o să mă dau un pic din cameră să termin de pilit tot ce am aici, pentru că altfel împilesc unghia naturală și nu vreau treaba asta. Și îmi dea asta, dar nu văd ce fac prin cameră. Un pic, da? Imediat trebuie noi. Ia uitați, acum am desprins materialul care era desprins.
mai am puțin. Și practic unghia mea este 3 sferturi goală în zona asta, da? În cazul în care pățiți treaba asta, varianta cea mai bună este să scurtați vârful mai mult, astfel încât produsul să rămână doar aici, pe mijlocul unghiei și foarte puțin pe vârf. Dacă unghia mea este goală și vârful este cu material mult, rezultatul o să fie exact cum v-am spus eu, din cauza greutății ea se va desprinde, da? În cazul în care totuși, n-aș vrea să renunț la unghiuțe, recomandarea mea este să vă luați lacurile acelea cu sclipici, cu particule de sclipici și paiete, deși sunt, știu, foarte urâte pentru unele dintre voi, ele sunt destul de utile. Ați văzut că în momentul în care te dai una, două sau chiar trei straturi, creează o rezistență unghiei suficient de mare încât să ajute produsul să mai stea pe unghie, să îi confere ceva grosime unghiei naturale și să o facă mai rezistentă pentru perioada următoare. Știu că poate nu vă place, dar este una dintre variantele salvatoare. În cazul în care vreți să păstrați culoarea pe care o aveți cât mai mult timp posibil, puteți la fel să vă adăugați în zona crescută nuanță ori asemănătoare cu culoarea pe care o aveți deja pe unghie, ori la fel cu o pensulă în aceea cu vârf subțire, să vă faceți ca un contur în jurul cuticulei și în jurul culorii pe care o aveți deja. Mai mult decât atât, în momentul în care apelăm la varianta asta, unghiile parcă așa au fost de la început sau că așa trebuiau să fie de la început și nu așa le-am făcut noi pe parcurs. Bun. În momentul în care o să trebuiască să piliți mâna cealaltă, o să fie un pic mai dificil, pentru că în momentul în care piliți cu stânga la dreapta este mai greu, da? Și atunci varianta optimă pe care eu vă recomand este la fel pentru păstrarea formei, să pilim pe dedesubt, dar în momentul în care eu fac mișcarea cu pila, mișc și mâna dreaptă. Nu pilesc doar cu pila, ci le mișc pe amândouă, da? Astfel încât în momentul în care eu fac mișcarea asta, materialul care se pilește este în cantitate mai mare. Dacă aș face invers, ar trebui să mă chinui, nu vă mai iese pilitura dreaptă, o să vă iasă în toate părțile. În cazul în care aveți pătrat și vreți neapărat să vă iasă pătrat, puneți mâna pe masă, pila sprijinită la fel pe masă, pe șervețelul pe care îl aveți și mergeți cu mișcarea drept ca să fiți sigure că marginea e și dreaptă și nu căș, da? Vă așezați și degetul și pila cât mai drepte posibil în funcție de ce pătrat aveți și mergeți pe forma de pătrat pe care o aveți ușor, ușor, ușor. Da? Bun, în cazul în care avem o unghie păpată aici, cum am și eu aici, singura variantă pe care v-aș recomanda-o este la fel să piliți pe dedesubt până când laterala ajunge la nivel cu vârful și mai mult decât atât, în cazul în care aveți găurici, să le aduceți la nivel cu restul unghiei. Pila trebuie să fie băgată pe dedesubt. Da, uitați, ăsta e degetul meu pe lateral și pila este băgată efectiv pe dedesubt. Forma unghiei mele se va modifica un pic și aici la fel. Da? Pentru că eu am păpat unghiuța aceasta, ea va fi mai îngustă,
puteți să piliți și așa pe diagonală. Nu fac marginile și vârful cât mai drepte posibil. Dar, pentru că eu am păpat lateral, culoarea aici nu mai am. Ia uitați ce groasă este asta. În momentul în care o pilesc pe dedesubt. Dar marginea mea este tăioasă. De ce? Pentru că am pilit pe dedesubt și nu drept. Da? Uitați așa, pe dedesubt. Ca și cum pila voastră ar trebui să vină către ochi. Sau pe diagonală. Să nu vă așteptați să fie un proces prea ușor, pentru că cu stânga la dreapta mai greu, dar zic eu așa că în jumătate de oră reușiți să faceți o scurtare pe săptămână. Nu? Bun. Dragilor, dacă îmi mai amintesc ceva din ceea ce trebuia să vă zic, o să vă mai scriu. Vă mai spun, nu uitați, indiferent ce procedură faceți, să vă dați cu ulei în cazul în care vreți să vă curățați cuticula cu instrumentele de curățat. Dacă nu aveți, puteți să vă comandați de pe site-urile de specializare. Dacă nu știți, facem listă și o să vă comand eu. Dacă nu vreți neapărat să faceți o curățare cu pușărul sau cu un bețișor de portocal, știți ce v-am recomandat eu de fiecare dată? La duș, o împingere ușoară cu unghia voastră. Nu trebuie să faceți nimic mai mult decât atât. O împingere ușoară și apoi aplicat ulei. Dacă aplici ulei seară de seară, cărnița respectivă din zona cuticulei și cuticula frecate seară de seară vor avea un aspect mult mai potolit, să zic, da? Ele nu vor mai fi așa rupte, agățate și așa mai departe. Bineînțeles că nu trebuie să uităm de faptul că la orice trebuie să purtăm mănuși. Dacă noi purtăm mănuși, ele sunt protejate și îngrijite și nu vor arăta urât. Dacă nu purtăm mănuși, vor fi distruse. Și o să vă fie și mai greu să le întrețineți. Bun. În cazul în care, că aici n-am terminat, vreți să dați unghia de tot jos, prima și prima oară o tăiați cu unghiera, nu de lângă deget, da? De mai jos un pic. Eu nu o să mă duc unghiera prea sus pentru că aș vrea să rămân totuși cu ele. Da? Voi să zicem, plasați unghiera undeva la nivelul ăsta, nu vă duceți lângă deget pentru că o să se crape unghia greșit. Vă duceți un pic mai jos și restul piliți cu pila. Da? Dar nu... nu vă chinuiți să piliți toată lungimea unghiei cu pila, da? Ci întâi o scurtăm cu unghiera, ca restul de material care rămâne pentru dat jos să fie în cantitate cât mai mică, da? Astfel încât timpul să fie mai scurt. Bun. Cum v-am zis, în cazul în care mai amintesc vreo ceva din ce trebuia să vă spun, vă mai scriu. Dacă n-am fost suficient de explicită, probabil și treaba asta, spuneți-mi și mai fac alt video. V-am pupat! Pa, pa!